Bună, bine te găsesc, bine te regăsesc la seria zilnică de curățări și amplificări energetice pentru bani. Suntem la practica din ziua numărul 8 și continuăm cu capitolul datorii. De această dată, sub capitolul energie sexuală. Tema pe care probabil o intuiți este să alcătuiți o listă cu partenerii, cu foștii parteneri intimi de natură sexuală, erotică, cu care ați avut relații în trecut. Această listă o veți împărți în câteva categorii, astfel, prima categorie, partenerii cu care ați avut relații sexuale de ordin fizic, în care v-ați atins fizic, sexuale, intime, erotice. Următoarea categorie, partenerii cu care ați avut relații intime online sau virtual pe site-uri sau voi știți cum. A treia categorie, parteneri cu care nu a fost o relație, să zicem, acceptată reciproc, ci a fost doar în gândurile voastre, deci acești foști parteneri sau poate foști parteneri, doar voi ați avut fantezii de ordin erotic cu aceste persoane. În descrierea videoclipului vei găsi un tablou energetic care să te susțină să ai mai multă claritate și liniște sufletească atunci când îți amintești, când rememorezi. Probabil pentru unii nu este ușor. Și de asemenea vei găsi un link direct către o lectură audio din cartea scrisă de Napoleon Hill, De la idee la bani. Un link în care te va conduce către prima parte a cărții și de acolo derulezi și vezi mai departe alte capitole care îți stârnesc interesul sau poate le iei la rând, le audiezi la rând și referința directă cu această temă, capitolul care se numește Misterul sublimării sexuale. Și te rog să asculți lectura acesteia, care este, desigur, întărită de un sprijin energetic de curățări, de confuzii. Sunt Mihaela Pădurariu, bioenergoterapeut. Te aștept cu drag mâine. Like, share și pentru alții. Poți să-mi dai follow pe Instagram, pe pagina de Facebook, Mihaela Pădurariu, unde găsești toate tablourile energetice la rând din seria de curățare și amplificare pentru bani și pentru bogăția autentică a fiecăruia dintre noi. Aștept impresiile tale în comentarii. Te pup, pe mâine, pa, pa!